Discutăm despre ultimele evoluții de pe câmpul de luptă din Ucraina cu comentatorul politic și deputat în Parlament, Oazu Nantoi, aflat în legătură directă cu noi. Domnule Nantoi, bună ziua! Bună ziua! Ucrainenii au reușit practic să alunge invadatorii din regiunea Harkov și au ieșit la hotar cu Federația Rusă în partea de nord. Mai mult, potrivit unor surse, printre care și șeful administrației militare regionale Luhansk, Sergei Haidai, rușii ar fi lăsat și localități ocupate încă în 2014. Cum se explică acest succes al ucrainenilor și ce s-ar putea întâmpla în următoarea perioadă pe linia frontului? Aici trebuie probabil să ne uităm mai atent ce reprezintă Federația Rusă condusă de Vladimir Putin. Este vorba de un regim dictatorial, unipersonal, în care sunt distruse orice urme de democrație, de libertate de exprimare și unde toată țara a devenit o statică a unor imaginații absolut bolnave a lui Putin în ceea ce privește procesele de pe glob și rolul Rusiei și rolul lumii democratice. Drept urmare, Putin a comis cel puțin 3 greșeli care sper vor fi fatale pentru regimul lui, și anume, el a greșit atunci când a crezut că poporul ucrainean și armata ucraineană nu vor lupta pentru țara lor cu invadatorii. El a greșit când a considerat că conducerea Ucrainei va fugi din Ucraina sau va îngenunchea în fața agresorilor ruși și vor semna tot ce propune regimul de la Kremlin. Și a treia greșeală a lui Putin este că el a greșit când a subestimat capacitatea de consolidare a Uniunii Europene, Alianței Nord-Atlantice și a lumii democratice de pe glob, care nu numai s-a consolidat prin declarații, dar și prin asistențe concrete atribuite statului ucrainean care luptă eroic cu agresiunea Federației Ruse. Și este încă un moment. Ucraina plătește un preț strașnic. În primul rând, este vorba de vieți omenești. Însă, ostașul ucrainean știe pentru ce luptă și pentru ce moare. Ostașul rus nu știe și n-are de unde să știe. Și în situația când regimul lui Putin este unul absolut inuman și trimite la moarte cu sânge rece pe ostașii ruși, în armata rusească, în mod inevitabil, dispare orice motivație. Ne mai vorbim de faptul că Putin, dorind să evite mobilizarea totală, să rămână în albia așa zisei operațiuni militare speciale, deci el merge pe calea racolării în unitățile care luptă pe front, a tot soiul de persoane absolut nepregătite, inclusiv deținuții din închisori. Și aceste greșeli fatale ale lui Putin au început să-și dea rodul prin faptul că Federația Rusă fatal a ratat toate scopurile anunțate, politice, da? Și Federația Rusă începe să piardă pe câmpul de luptă. Și aici eu rămân pe poziția aceea care am exprimat-o practic în primele ore după începutul invaziei din 24 februarie. Și anume, numai înfrângerea militară a regimului Putin pe câmpul de luptă poate fi garanția păcii pe continentul european și garanția securității Republicii Moldova. Deocamdată, nici discuțiile telefonice ale lui Macron și Scholz cu Putin sau sancțiunile care se introduc, ele nu schimbă esența regimului Putin. Această esență este bazată pe apucături dictatoriale, prin dispreț față de o rânduire globală stabilită după cel de-al doilea război mondial, unde un rol foarte important juca Organizația Națiunilor Unite
Și acest regim este, eu aici îmi asum responsabilitatea, este bazat pe o ideologie fascistă. Și el nu poate fi schimbat prin negocieri, prin dojenie, etc., etc. Numai un eșec militar, care nu va putea să fie ascuns de cetățenii Rusiei, poate zdruncina acest regim și poate schimba situația în genere pe continentul european. Și aici eu vreau să atrag atenția la un moment foarte important, inclusiv pentru Republica Moldova. Este evident că în Republica Moldova un număr substanțial de cetățeni cu simpatie privesc la regimul lui Putin. Asta este opțiunea lor, noi putem să-i criticăm, dar asta este realitate. Mai grav este că în Republica Moldova sunt persoane, pe care eu îi numesc cel puțin coloana a cincea, care așteaptă cu nerăbdare ca să vină armata rusească, care încearcă să destabilizeze situația politică în Republica Moldova în cadrul scenariilor iarăși elaborate la Kremlin. Și iată, aceste persoane, foarte atent, trebuie să se uite ce se întâmplă astăzi pe teritoriile eliberate cu colaboraționiștii și cu trădătorii care n-au reușit să fugă pe teritoriul Rusiei. Statul ucrainean, societatea ucraineană, o să aplice dur legea față de acești trădători. Și eu consider că cei potențiali trădători pe care îi avem aici la noi acasă, trebuie să tragă concluzii din ceea ce se întâmplă în Ucraina. Regimurile dictatoriale nu sunt veșnice și, istoric vorbind, regimul lui Putin este condamnat la dispariție. Alta este că, repet, statul ucrainean, poporul ucrainean este nevoit să plătească un preț strașnic pentru dreptul de a exista, pentru apărarea statului și poporului ucrainean de invazia Federației Ruse. Așa este, domnule Nantoi. Vedem că nemulțumirile cresc în rândul militanților pentru ideea așa zisei lumii rusești. Mai mult, vedem că și consilierii din orașul natal al lui Vladimir Putin, Sankt Petersburg, au semnat o petiție privind demiterea președintelui, prin care îl acuză de trădare. Unele surse susțin că în preajma Moscovei s-ar fi adunat unități de tehnică blindată și militari. Există oare deja suficiente premize pentru înlăturarea liderului de la Kremlin? Care sunt șansele pentru unui asemenea scenariu? Eu iarăși revin la necesitatea estimării corecte a ceea ce noi numim societatea în Federația Rusă. Repet, s-a instaurat un regim dictatorial unipersonal care merge până la exterminare fizică a opoziției, care a înăbușit toate libertățile. Și noi știm că în asemenea regimuri se instaurează o unanimitate falsă. Totodată, în sub acoperișul acestei unanimități false, pot apărea și tensiuni interne, presiuni, nemulțumiri. Ei, în istoria tradiției rusească mai erau și comploturi, dar... Repet, e foarte dificil de estimat ce se întâmplă în societate. Repet, deoarece totul este înăbușit, orice manifestări de gândire liberă, de opoziție, etc., etc. Și firește că mai multă lume a observat aceste declarații făcute de consilierii, din 18 consilieri sau din 18 districte, dacă nu greșesc. Unii consideră că în spatele acestor consilieri stau grupări influente care pe această cale doresc să inițieze procesul de înlăturare a lui Putin de la putere, așa ca să spunem mai pe șleau. Este evident că, pe de o parte, serviciile secrete din Federația Rusă l-au dezinformat pe Putin în ceea ce privește capacitatea statului și poporului ucrainean de a riposta. Dar totodată există rivalitate între serviciile secrete și armată, care este suportă niște pierderi groaznice. Și toate acestea, luate la oaltă, confirmă deci, ipoteza că regimul lui Putin nu este veșnic și această unanimitate falsă poate să ascundă niște tensiuni interne.
Dar rămâne de văzut cum va evolua situația și eu repet la ceea ce am spus la începutul intervenției mele. Numai înfrângerea militară a regimului Putin pe câmpul de luptă, care nu va putea fi ascunsă de cetățenii ruși, tot așa cum astăzi mașina propagandistică a Federației Ruse, deci prezintă această fugă rușinoasă a armatei ruse de pe cele 3.000 de kilometri pătrați pe care le-ați menționat, drept regruparea forțelor. Tot așa cum atacurile armatei ucrainene asupra obiectivelor militare din Crimeea au fost prezentate deja, tot internetul ironiza că, iată, se fumează foarte așa neatent pe depozitele cu muniții ale Federației Ruse. Deci acest fariseism, această mască a regimului totalitar trebuie să fie ruptă însăși de cetățenii Rusiei. Și aici, eu repet, eu nu sunt optimist, deoarece decenii regimului Putin a făcut totul pentru a înnăbuși spiritul de demnitate a cetățeanului rus și a transforma poporul rus într-o turmă docilă. Dar, repet, dacă eșecurile pe linia frontului vor continua, atunci putem să ne așteptăm și la schimbări dramatice și în Federația Rusă. Dar, repet, prețul este strașnic plătit de Ucraina, de poporul ucrainean și este ușor să teoretizezi în situația când mii și mii de persoane civile au fost ucise, copii, peste 400 de copii, armata rusească comite crime de război și împotriva umanității și însăși tacticile aplicate de regimul lui Putin cu atacuri asupra infrastructurii civile demonstrează că acest regim este, pe de o parte, în disperare, dar, pe de altă parte, nu are niciun fel de limite în ceea ce privește utilizarea forței împotriva Ucrainei. Așa că trebuie să fim vigilenți, trebuie să susținem Ucraina așa cum putem, fie prin acordarea asistenței refugiaților, fie în plan, deci cu fluidizarea traficului de mărfuri din Ucraina, susținând în plan internațional, dar totodată trebuie să fim conștienți că luptând cu armata rusească, Ucraina ne apără și pe noi. Ținem pumnii!